Finanțare aprobată în prealabil în Comisia de Specialitate pentru echipa suceveană de handbal, 4 milioane de lei pentru CS Universitatea Suceava, a fost aprobată în ședința de joi, 14 martie, a Consiliului Local Suceava, de către toți aleșii locali prezenți și care și-au exprimat opțiunea. Este de precizat că proiectul de hotărâre a fost inițiat de primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, și supus aprobării în ședința extraordinară a deliberativului local pentru că exista și o anumită grabă. În ceea ce privește suma de 480.000 de lei pentru CSM, Ion Lungu a specificat că sunt niște discuții pe care le-a purtat cu Valerica Gherasim. 20 de consilieri locale au fost prezenți. Ciprian Anton și Valerica Gherasim nu au votat pentru că aceștia s-ar fi aflat în conflict de interes. Ceilalți 18 au votat în unanimitate.